Bună dimineața, distinși colegi, vă mulțumesc, domnule președinte, de ședință. Declarația mea politică se intitulează Să apărăm țara de hoții din interior și de dușmanii din afară. România este acum blocată bugetar irresponsabil. Nu există încă nici măcar un proiect al bugetului de stat înaintat Parlamentului României. Sunt stopate orice investiții, se încropesc peste noapte noi acte normative debusolante în privința fiscalității, destabilizante economic, iar prin culisele actualei coaliții de guvernământ se negociază cu cuțitele pe masă, într-un haos al găștilor politice dăunător țării. Această mascaradă clevetitoare, gureșă, sfărăitoare, va zămisli discreționar traiectoria evoluției României pentru acest an și viitor. Se negociază alocările bugetare pentru clientela politică, la pachet cu amnistia și grațierea, cu modificarea legislației și șubrezirea justiției, blocarea și controlul anchetelor penale cu implicații politice, mituirea electorală a diverselor categorii sociale prin diverse sporuri nesustenabile, secătuitoare pentru economie, pe fondul devalorizării monedei naționale, a sporirii inflației, contractării de noi împrumuturi și a îndatorării României pe termen lung. Vom avea un an cumplit de greu, iar pe fondul disperării liderului PSD Liviu Dragnea de a pierde guvernarea, partenerii săi de învârteli politice oneroase, cei din UDMR, profită din plin și forțează extremist. UDMR-iștii anunță public deja că se va relua și depune în sesiunea parlamentară din această primăvară codul administrativ, adică legea declarată în noiembrie neconstituțională de Curtea Constituțională și care practic oficializa a doua limbă în România, cea maghiară. A fost reînregistrat și proiectul legislativ privind realizarea autonomiei teritoriale pe criterii etnice. Liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Korodi Otilo, a declarat agenției maghiare de știri MTI că UDMR poartă în prezent discuții dure cu partidele de guvernare. Privind distribuirea impozitului pe venit între administrațiile publice locale, clientela politică a maghiarimii pretinde tot mai multe resurse, foamea de bani e uriașă, iar alocările vor contribui, paradoxal, inevitabil, tocmai la șubrezirea statului român din interior. În acest timp, tonul politic îl dă guvernării României chiar Budapesta. Oficialii maghiari reiau presiunile asupra României cu privire la rezervele de gaz din Marea Neagră, susținând că este o problemă uriașă faptul că OMV a amânat decizia de investiție în proiectul offshore de extracție a gazelor naturale. Câtă vreme Liviu Dragnea și ministrii guvernului Dăncilă tac vinovați și complice, întrucât puterea lor politică depinde de voturile udemeriștilor, ministrul de externe al Ungariei, Peter Cihartă, acuză România că periclitează siguranța energetică în regiune și adresează un apel Uniunii Europene și Statelor Unite să exercite presiune asupra țării noastre pentru a începe extracția de gaze naturale din Marea Neagră. Iată așadar câteva dintre problemele grave și complexe care privesc actualitatea politică românească. Rămâneți vigilenți și activi în spațiul civic, oameni buni. Se cuvine să luptăm în solidar pentru interesele noastre naționale, să apărăm țara de hoții din interior și de dușmanii din afară. Vă mulțumesc pentru atenție, deputat PMP de Mureș, Marius Pașcan.